Bitches. Hey, salut tuturor și bine v-am găsit la Carieră cu Steaua. Pa, 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 pam. Bun, deci avem aici un match foarte fain aici de Cupa României împotriva celor de la Astra. Va fi un match chiar foarte interesant. Hai să intrăm direct în pită, cum este vorba. Și da, să câștigăm. Este un match greu. Sper să câștigăm, desigur. Și da, azi îi dăm bătaie, nu? Let's go! Pam, pam, para, pam! Match de match aici cu Astra lui Șumudică, nebunie. Stololo. Adi Popa s-a crezut acolo pentru un moment Spider-Man, nu știu ce a fost în capul lui, dar s-a crezut Spider-Man sau cum se mai zice în România, omul Poiangan. Dar na, oricum, match începe, Astra direct începe în forță aici cu un atac foarte interesant. Hopa, hopa, grijă mare, Arlauschi se ieși odată, bravo, bă! Ulolo, nu mă sperea Barlauschi. Bă, tu tot timpul mă speri. Damn. Hopa, ce pas acolo de către Hurtado. Ai, ce bine. Oi, oi, oi. Apărarea Astrei incredibil. Hurtado. Ulolo, Hurtado. Ce golață de toate zilele. Super Hurtado, demonul din București, își revine. Uitați-vă la el, ce frumos, ce dribling, ce mușchi, ce bombă. Bravo, băi, Hurtado. Hopa, Hurtado, tankul Hurtado. Oh, ce fain așa, superb. Hurtado face 2-0, incredibil. Ce v-am zis, mă, de bestia asta? V-am zis, mă, dați un pic de timp la această bestie să-și rămâne aici. La pe ăla, doborât pe ăla. Și aici așa, pium! Aia, așa bătut un pic joc acolo de Silviu Lung, așa, i-a pișcat-o frumos, aia, așa, pium! Superb, Eric Hurtado, deja 2 goluri în Cupa României. Nebunie, man, îți faci și tu apariția fix în Cupa României împotriva unei echipe care, din păcate, doar pe final de sezon ce și-a revenit, de când a venit șeful Șumudică, nebunie, parcă, sper să nu greșesc, știu că au jucat 5 meciuri cu Șumudică. Hopa, hopa, pericol, bravo Arla, bravo Arla. Bravo, băi, Bulan, bravo, băi, 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 Arla, uschis. Ai un kill de brânză de la mine. Bun, cum ziceam, de când vă vin Șumudică la Astra, bă, Astra pare să-și fi revenit, adică 5 meciuri, știu că a jucat din cele 5. Wow! Ce golazo! Nu a fost show de gol, ci practic Arlauschi s-a fost iar fail. Serios, Arlauschi. Ăla și Ionuț de la 2 bă, putea prinde, mă. Cum dracu, bă, și are 8 ani. Bă, Ionuțe, bă, hai bă, încoace și intră bă, tu-n portă, bă, uite-te, bă, la Arlauschi, bă. Cum? Să nu prinzi mingea aia, bă! Ai. Cred că nu i-a plăcut că vorbeam Iastra, dar na, bă, eu să aici și un pic de Digisport, mă, între timp ce vorbesc. Cum ziceam, de Astra, 5 meciuri, din cele 5 meciuri știu că au făcut, ce, 3 victorii și 2 egaluri sau 3 egaluri și 2 victorii. Oricum, pe final, nu au fost înfrânți. Aia e cel mai important. Ia mă ce șopron frumos au ăștia el Astra acolo. Hopa, 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 am greșit, mă uitam la șopronul ăla frumos și... Da. Bă, îmi place stadionul ăsta ce l-a pus la Astra. Mai ales șopronul ăla din spate, atâta e frumos. Așa ostentativ stă acolo, parcă așteaptă să fie bombardat din minge, gen. Bravo, bă, Varela, bă, fără Varela... Doamne fer, bă, doamne fer. Atâta îi zic la Gigi. Bă, Gigică, dacă tu mă vezi în realitate, tu să nu-l vinzi pe Arla ăsta, pe Varela. Bă, de tu-l vinzi pe Varela, mă enervez. Și eu când mă enervez, nu-i bine. Hopa, pas acolo de geniu, Adi Popa. Ai, Adi Popa, n-a mai ajuns să finalizeze această fază, din păcate. Oricum, ajunge în brațul lui Silviu Lung și, ia ce frumos a degajat-o, drept la mie. Bravo, mulțam, man.
Se vede că ești pe lista mea de transferuri. Oricum, revenim, Adi Popa. Aaaa, Adi Popa blocat acolo. N-am mai apucat să fac absolut nimic. Nu-i stres, no problem, man. Oricum, cei de la Astra, după ce au înscris acel gol absolut ciudat și pot să zic șocant pentru Arlauschi, că nu știu cum naiba n-ai putut să prinzi acea fază. Ololo! Eram gata să... Era gata... Oioioi, ia stai că nici mai știu vorbi. Bă, deci eram gata să... să sparg borcanul cu murătura, ci... Holy shit! Hai, Kipciule, Kipciule! Hai, fără sprint! Kipciu, Kipciu! Ololo! Kipciule! Bă, Kipciule, se vede că ești extenuat rău de tot, nu dau vina pe tine. Hai, Stanciu, hai tu, Aci, pătărân, pătărân. Așa, bravo. Ia e, bă, ce-a spus pe Alibec și l-a pus pe Oremo. De ce nu i-a zis Oreo? Că era mai ușor de reținut decât Oremo. Oricum, hai să vedem. Opa, opa, așa, opa, așa, 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 așa. Oricum, Șumudic a pus o chestie destul de șmecheră aici la conducător, mă rog, la ăștia de la Astra și le-a spus că, bă, adică stai să nu fac vocea lui Gigi, nu știu să-i fac vocea lui Șumudic, dar înțelegi voi, așa un nebun ăla, șmecher. Bă, voi de vreți campionatul, vreți Champions League, vreți Europa League, vreți să câștigi campionatul, tu nu mai vinde jucătorii, bă. Și bă, mie chiar îmi place Șumudică. Că e nebun prin sensul ăla, dar și ce zice, mă, adică normal, frate, dacă vrei campionat și toate cele, nu mai vinde, frate, jucători și văd că cei de la Astra au cam, i-au cam acceptat faza, să vedem și am unii transferuri. Popa, cred că o fă offside oricum. În legătură că Steaua vreau să-l cumpere pe Budescu și parcă Palibec, dar mă rog, Budescu știu că era ținta și încă 1-2, mă rog, nu mai știu. Că atâtea speculații deja prin revistele astea și știri și tătie căcaturile, că nu mai știi ce e real și ce-i cum. Știți ce zic. Și pe final văd că s-au anulat tătie înțelegerile. Și cu Silviu Lung, bă, parcă aș spera să vină la Steaua în locul lui Arlauskis. Și terminăm meciul, desigur, cu Eric Hurtado. Merită omul ăsta să fie man of the match. Bravo, Eric. Sau mai bine spus, Hurtado. Trecem mai departe, hai să vedem. Dinamo trece de Oțelul, da, frumos. Noi trecem de Astra, și mai frumos. Și, încă nu s-a jucat celelalte meciuri, ce păcat. Ia ce fain ei, bă, știu, chiar au făcut poză cu Cupa România acolo. Foarte tare. De extinderea contractului, cred că a fost astea. Contracte, băieților. Tu câți ani ai? 26, auci. Bun, cât vrei? 7, ololo, 7.000 de euro, bă, tu ești vagabantă, bă! Tu ești vagabantă, vagabantțeală! Nu-mi place. Dică aia, mă. Bă, Breveld. Bă, Breveld. Dar oricum, tu mai poți sta acolo. Bun, hai să vedem. Bla, turmă mare. Mulțam puțin bani acolo să-mi bag bani. Să-mi bag benzină în Bentley. Părvulescu a acceptat. Prepeliță refuză pentru că nu ajungem la salarul său care îl și-l dorește, care este un salar astronomic pentru echipă ca și Steaua. Deci, da, nu prea vor fi șanse să-l luăm pe Prepeliță, adică să-l păstrăm pe Prepeliță la echipă, dar... Oricum urmează un meci destul de interesant cu Petrolul, dar totodată după meci cu Petrolul urmează un meci destul de greu împotriva celor de la Alborg și avem nevoie de acea victorie, deci eu am să încerc să menajez anumiți jucători. Deci, da, voi pune pe Nache acolo că Popa de multe ori mă salvează, Popa incredibil de bine, Kipciu iar îl menajăm un picuț, Tănase Man să lăsăm pe Iancu un pic acolo să se joace așa un tiki-taka. Luchine, man, ce mai faci, man? Bă, Luchin, Luchin, în locul lui Varela, la. Bun, hai să nu mai cânt că-s varză. Bun, la Tovlevici acolo așa, Doamne fer ce echipă e asta, Doamne fer,
Doamne ferea, ce frumos. Zici că au revenit țăranul de gâlcă la echipă. Bun, dar chiar mă, amul, avem pe Rădoi. Rădoi. Dar oricum, aia e realitatea, aici îl aveți pe Deadly. Eu aduc campionatul. Ok, hai să vedem cu ce chise își gajicăm ăsta și pe ei punem în negru, nu? Așa e cel mai frumos. Haide să-i dăm bătaie și să câștigăm. Pam, pri, pam, pam, pam. Ia bă, și așa de la Petrolul. Ce stadion! Ololo, da, cei drept, cei de la Petrol au un stadion frumos. Da, nu un halo stadion frumos, dar au un stadion frumos. Deci, da, ok, mi se pare ok. Bun, oricum, așa-ți mai și dai un ticut seama, zici că în echipa RNGP, cei care au făcut acest patch, fiecare cu ce echipă ține, se vede că acolo sunt mulți steliști, câțiva dinamoviști și câțiva de la Petrolul. Deci ăștia sunt pe acolo, pe sistem. Plus, de la Brașov, îmi place foarte mult că au făcut faza să pună un stadion de la cu plin de munți, înconjurat de munți. V-am arătat într-un video și a fost câțiva din Brașov care chiar au zis că chiar așa și seamănă. Deci, șmecher! Oricum, s-ar putea ca în versiunea 2 să se mai implementeze anumite stadioane, sper eu, cel puțin ăsta, gen astea mari, alo Petrolul, alo poate Astra, poate și ASEA, de ce nu... Cine știe, ar fi interesant. Oricum, ia să vedem echipa mea de rezervă cum va reuși în acest match. Hopa, bravo, Iancule! Acolo un stop frumos, Iancu! Oh, am uitat să țin erben. Oh, nu-i stres. Nu-i bai, Iancule, nu-i bai. Ești tânăr, ești cât o scobitoare, dar vei reuși tu să fii băiat Gigel și să câștigi Europa League și să duci la Gigi bani în bancă. Ia să dăm, Iancu! Iancu, oh, ce frumos acolo, bă, Iancu, bă, bă, pară, Iancu, pară un băiețaș cu surprize aici, bă, că în primele minute vrea să-mi demonstreze că e șmecher de șmecher, mafiot, și să rămână în echipă. Bă, nu se știe, man, poate o să te pun mai des pe teren. Oricum, acum așa că-mi revine Hurtado, o să fie greu, dar, ia, acolo, cu cazii, nu acolo! Oh, e bine și acolo. Hopa, 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 ho! Ăla-i bă Hurtado! Incredibil ce fază! Ăla-i bă Hurtado! Ăla-i bă băiatule! Ce v-am zis de omul ăsta? Incredibil bă și ce fază! Și ce fază am făcut aici! Incredible ble! Hurtado, 7 goluri în Liga 1! Ai de capul meu! Deja 7 goluri în Liga 1 și încă... De-abia acum aș revine, de-abia acum s-a acomodat cu Liga 1, de-abia acum s-a acomodat cu echipa, cu limba, să zicem așa, și toate cele. Deci de-amu încolo va începe să fie epic, dar deja, damn, 7 goluri, bravo, bă, bula, nici n-am știut. Foarte tare, foarte tare, ăla-i Eric Hurtado. Hurtado, ce sprint, Hurtado, Hurtado! Ai, ai, ai! Ai, aici am făcut și eu o greșeală, trebuia așa să mă înclin într-o parte cu jucătorul și apoi să șut. Dar oricum, holy shit, holy shit, bă, ce face Hurtado ăsta. Oooo, golazo, pa! Și cade pe jos, i-a făcut Randy Orton un RKO invizibil acolo, incredibil. Ololo, pa! Bravo, bă, bulan! Cu fața și ochii, bravo, bă, pa! Bravo, pa, cu fața și ochii, bravo! Cu tot, cu bine, cu Bentley, cu șampanie, direct. Damn, ce gol. Ia bă, pap, două goluri în Liga 1. Ai, bă, pap, tu ești man. Holy shit, un apărător, două goluri în Liga 1. Ia bă, ce tare. Bă, știam e de ce-l pun pe pap, mă, și nu pe Lukin. Bă, știu eu ce știu. Bravo, bă, băiețe. Conducem Petrolul cu 2-0. Incredible, ble. Nebunie! Hai să scoate pe Prepeliță, să lăsăm și pe el să mai știți voi. Să mai coclească și el un pic, că și el o să fie un om foarte important în meciul următor cu Aalborg. Deci îl lăsăm și pe el un picuț acolo să se liniștească, amu, că avem un avantaj de 2-0. Oricum nu se știe când băieții ăștia pot să întoarcă scorul, mai ales cum iar la Uschis băgaia mea și câteodată parcă nu-i pe planeta asta. Oricum idei de alți portari de rezervă am destui, desigur este Simone Scufet, doar că el este încă puțin cam slab să fie principal pentru Steaua, adică trebuie să evolueze, clar.
Deci încă nu m-aș putea baza doar pe el, să zic că merg în Champions League, în Europa League. Nu mă pot baza doar pe Simone Scufet, pentru că el încă nu este, nu vine total evoluat. Plus că este și un picuț scump și nu am per moment bani și de-aia de-abia sezonul viitor poate. De-aia m-ar tenta poate un Silviu Lung, că să rămâne pe sistemul români. Sau depinde să vedem de cota de transferuri care ni se va acorda pe sezonul viitor. Că per moment sezonul ăsta încă stau cu Arlauschi, încă nu-l vând. Dar pe sezonul viitor dacă primesc o ofertă mare sau nu se știe, poate încă stau cu Arlauschi. Că mie chiar îmi place de omul ăsta, numai îmi place de el mai mult în realitate decât în joc. În joc văd că nu-i tare și Spider-Man cum e în realitate. În realitate chiar îmi plăcea mă omul ăsta, era... A fost chiar o achiziție interesantă acolo și chiar mi-a plăcut. A apărat foarte bine în realitate, dar aici în joc, nu știu, face niște gafe incredibile. Dar asta este, nu-i stres. Ia să vedem mai departe, să revenim la jocul nostru aici, Hurtado. O pasă interesantă acolo către Enache cu călcâiul, foarte bine către Râpă, dar Râpă una, două și pierde mingea. Enache iar o pasă frumoasă către Stanciu, oh, blocat de către Filip Băgameaș. Opa, nebunie de meci aici, aproape că se termină. Hai să vedem ce aleg să fac ăștia. Ok, au făcut acolo o schimbare. Hai să vedem, țineți pozițiile. Bă, băieți, hai, pressing de final. L-am pus și pe Rusescu și pe Kipcio acolo pe final. Am zis, să-l mai liniștesc și pe Hurtado, chiar dacă el rezistă incredibil de bine, are și, băieți, e o bestie totală omul ăla. Oricum am zis să-l schimb și pe el, am pus pe Rusescu. Și totodată și Enache, că și el o să fie important pentru meci cu Alborg, l-am pus pe Kipciu pe poziția aceea, am zis hai să-l băgăm pe Kipciu să-și mai încerce norocul în atac. Și oricum, nu contează așa pentru câteva minute acolo, n-o stres. Bun, ia să vedem, Brevel totuși trebuie schimbat că imediat o să fac un atac de inimă acolo pe teren și o să fie primul om negru care moare pe teren în România. Doamne feri. Dar oricum, hai să vedem. Opa, bag acolo pressing, bă, dar pe Stanciu nu prea l-am văzut în acest match. Nu cu Arlauskis, că parcă vă chiar gafezi ceva acolo cu el. Ia, mult l-am văzut pe Stanciu. Bravo, bă, Stanciu, ai apărut și tu pe cameră, bravo. Ia-ți dăm Filip, sau pe Filip, damn, nu știu, mă, mijlocul O fost bun, dar n-au făcut extreme. Oricum, ai bine. Deci, revenim la câștigat și acest match cu Petrolul. Practic, din câte s-a și bine văzut, am avut mare parte echipă de rezerve. Deci, mă bucur enorm de mult pentru această victorie. Și vom trece mai departe la acest match foarte important potriva celor de Aalborg, în, desigur, Europa Cup. Hai să ștergem tâmpenile astea, așa. Și să vedem un pic cu statisticile. Aici, din câte se vede, Aalborg are 4 puncte, noi avem 3 puncte. Neapărat trebuie să câștigăm acest meci. Dacă câștigăm acest meci, automat suntem poziționați pe locul numărul 2. Nu știu exact, vom vedea dacă și Rio Ave câștigă, dar eu dacă joc cu Aalborg, Rio Ave joacă cu Dinamo, iar pe Dinamo chiar nu cred că va reuși Rio Ave să câștige respectivul meci. Dar, e fotbal, rămâne de văzut. Oricum, trebuie neapărat să câștigăm următorul meci, să fim pe locul numărul 2 și după aceea, habar n-am, vom vedea ce mai urmează. Oricum, nu prea mai avem timp de încă un meci, așa că am să mă duc cât de repede se poate să mai vedem echipele, restul echipelor din Europa, cum se mai descurcă. Ba nu, că am făcut asta videoul trecut. Haideți să mai vedem un picuț aici de... Contractele mi se par destul de ok per moment, tot sau cele trebuie. El a și pe Tănase cu bomba lui de... Da. Hai să mai extinde la Tănase contractul cu un an, că îmi place, mă, de Tănase, culmea, în joc, cel puțin acum, față de realitate, băieții ăștia de la RNGP l-au făcut pe omul ăsta foarte OP, mă, deci e o bestie totală, mă, Tănase. Bă, sunt curios dacă l-aș putea să-i măresc asta așa. Deci să-i scaz salarul. Bă, deci așa de fericit aș fi. Ia să văd, important. Ia să văd dacă acceptă. Ia, suntem curios. Bă, eu sunt curios. Sper și cred că și voi sunteți curioși. Și vom vedea exact ce se va întâmpla. Oricum, am aici bani, am mai strâns bani.
îmi trebuie mult mai mult pentru salarii, că urmează să apară o grămadă de jucători liberi de contract. De unde să încep? Lazar încă nu. Știu că o să fie free asta, să vedem. Wellington, da, iau. Wellington e unul dintre ei care o să fie free. Taden, că nu știu ăsta, cred că o să fie. Da, Tamuzi, free imediat. Și na, trebuie să ne punem rapid pe achiziții, să cumpărăm, fratea, și Matulevicius și Roman. Andone, nu cred, nu. Oricum, vor fi mulți. Oricum, am aici o grămadă de jucători pe care am scanat, dar au mai evoluat și au pierdut, pierdut schema. O să trebuie chiar să-i mai rescanez, nu-i stres. Ia Budescu, ci că e într-o formă nașpa, no, bine că mi-a zis că să nu-l cumpăr. Ia, și Deac ar fi o chestie, sau Mastur. Oi, ăsta ce o grămadă, dar foarte mulți mi-ați recomandat să-l cumpăr pe noul talent, nou băiat minune de la Real Madrid, Odegaard, sau cum se scrie, Doamne ferie, în denumire ciudată. Eu pe băiatul ăsta aș vrea să-l iau, pe Fekir. Cei care se uită la Ligue 1, sau cel puțin interesați-vă de băiatul ăsta, Fekir. E tânăr, 21 de ani, dar a făcut un sezon excepțional la Olympique Lyon și are și o grămadă de cartonașe să dovedească acest lucru în Ultimate Team, multe cartonașe in form, man of the match, și chiar are și un cartonaș de la MOV, Hero, un cartonaș de la MOV Hero. Deci uitați-vă la cartonașul la MOV Hero, e o nebunie jucătorul ăsta și scurez dacă și în career mode va evolua la fel de fain, eu l-aș cumpăra pe omul ăsta și m-ar interesa de el, numai că nu știu dacă îmi vor ajunge banii și respectiv na, banii de salar și să-l și cumpăr, dar oricum om să-l bag aici și pe băiatul minune de la Real, până să nu uit. Și atacanți, ok, mijlocaș, hai să vedem unde-i, bă, dar nu-i mijlocaș omul, e atacant, Mark Ero, bă, nu la nu așa îl cheamă, dar e finlandez, dar e mai tânăr ăla, mă, bă, de când e Ero, Mark Kanen, aci, doamne fel, bă, dar unde vii, Odegaard, unde vii gardul, bă? Bă, unde vii gardul, bă? Stai un pic. Vai, că mai mult ca sigur o să-i fut numele. Ia-l-ai. Ce, e loan? E cu loan? No. Ciudat, loan listed, Real Madrid. Cred că în joc l-au pus încă la Real Madrid 2, la Castilla, numai că aici apare ca Real Madrid. Ha? Ciudat. Oricum, ia, măcar îi vedem statisticile. Nu-i rău. Hai că vom vedea. Vom vedea, oricum, 15 ani. Wow, ai de capul meu. Oricum, da, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, un subscribe și toate cele. Pe mine mă ajută foarte mult pentru munca depusă în acest video. Și, desigur, cel mai important lucru, sper că v-ați distrat în acest video. Ai, practic, lucrul cel mai important. Și, da... Ce să vă mai zic, holy shit, să-mi refac aici echipa, că a fost o nebunie de meci acela și mă bucur că am reușit să câștigăm. E așa, gata, echipa minune este refăcută, foarte tare. Și da, ce să vă mai zic, haideți să strângem cât mai repede vizualizările, cu cât strângem mai multe vizualizări, cu atât seria va fi mai populară, clar, pe channel. Și da! Ce să mă zic? Nu uitați like, subscribe și toate cele, ora și la gar, numai bine, bye bye!